A plecat la îngeri la vârsta de 93 de ani, maestrul Glebu Sainciuc s-a stins din viață astăzi dimineață prin opera și prin felul său de a fi. Glebu Sainciuc reprezintă rezistența spiritului românesc. A fost artistul total, o prezență deosebită, care a marcat istoria artei plastice și viața tuturor celor care l-au avut în preajmă. Bucuria de a trăi și a crea frumosul l-a însoțit mereu pe maestrul Glebu Stoianciuc și a propus imposibilul să fie fericit și să-i facă fericiți și pe alții. Voltaire s-a exprimat că eu am hotărât de azi înainte să fiu fericit, că asta e bine pentru sănătate. Zic, măi, ce bine, eu tot... Și acum tot, când mă întreabă cineva, zic, cum vă simțiți, din ce în ce mai bine. Dar ce înseamnă fericire în viziunea dumneavoastră? Să Este fiți un dar fericit. dumnezeiesc, probabil, sau, care tuturor acest se dă, dar noi nu prea folosim și până că uităm de fericire. Azi sunt foarte fericit. Prin opera sa și prin felul de a fi, chiar și în cele mai vitrege condiții, maestrul Saienciuc reprezintă rezistența spiritului românesc. Operele lui emană căldura, sinceritatea și bunătatea proverbială caracteristică omului Saienciuc. Cred că mă știi de la mama, ea tare plăcea oamenii și eu tot așa. Și îmi place să apăr pe cei care nu sunt iubiți. Când i s-a conferit titlul de doctor honoris causa la Academia de Științe a Moldovei, a spus cu aceeași sinceritate de copil. Asta mă onorează foarte mult și mă bucură pentru că mi-a venit și mie rândul. Se considera norocoasă să-l aibă în preajmă distinsa artistă și draga doamnă a sufletului lui Glebu Stoianciuc, Valentina Rusu Ciobanu. El totuși e o personalitate întreagă așa. Chiar faptul că la 91 de ani el continuă să lucreze, nu numai să facă schițe, dar și să picteze, asta e o raritate în istoria artelor. Acum, uite, face masca lui Niculiță Pojoga. Asta e ultima care fac acum pe Pozolga, care trebuiam să fac mulți ani în urmă, pentru că el a pus aici vie așa de frumoasă. Glebu Stoianciuc își caracteriza venerabila vârstă drept un maraton olimpic. Acești ani, o fugă olimpică aproape. M-am trezit aproape, așa repede, undeva de-al meu drept, Dormidont, așa, a trăit 98 de ani, dar tata 96, dar sora mea 96 și 4 luni. Și dumneavoastră? De cum o vrea Dumnezeu. Vreau să fie liniște, pace, să iertăm mereu. Glebu Stoianciuc a locuit toată viața în căsuța părintească, unde s-a născut pe 19 iulie 1919, și a făcut studiile la Chișinău și la arhitectură la București. Lucrările lui au fost expuse în mai multe țări. Acasă și în lume, artistul s-a bucurat de recunoaștere și multă dragoste. A fost un mare noroc să-l avem și deosebit de triste clipele despărțirii. Oficialitățile, oameni de cultură și de artă deplâng trecerea la cele veșnice a artistului Glebu Stoianciuc, cavaler al Ordinului Republicii, doctor honoris al Academiei de Științe a Moldovei. S-a născut la 19 iulie 1919 în Chișinău. A împărtășit căldura și susținerea unor astfel de notorietăți ale culturii naționale, precum Maria Bieșu, Maria Codreanu, Igor Vieru, Vasile Cojocaru, Ion Druță, Iosif Burdin. S-a format ca plastician la liceul BPHD, apoi la școala de artă, unde i-a avut pe profesor pe Rostislav Ocușco, August Baiar și Ivan Hazov. În 1942-1944 a urmat Facultatea de Arhitectură a Politehnicii din București. A avut numeroase expoziții personale și de grup, a prezentat în spectacole măștile unor personalități ale lumii. Viața și activitatea maestrului Glebu Stoianciuc s-a aflat permanent în centrul atenției mass media și a criticii de artă.